În copilăria mea, toate fetele își doreau să fie Linda Carter. Dure, luptătoare, să-i pună la pământ pe bărbați, la propriu. Adică femeie fantastice, cum s-ar spune cu o femeie. Bravo, cum ai prins tu ideea extraordinară, cum înghicești tu gândurile, da. Alții moare și așa n-are, știi vorba aia rămânească. Da, super eroine, așa cum este și Elena Chiriac, tânăra care a fost la un pas să-l învingă pe Augustin Viziru. Felicitări, bine ai venit. Felicitări. Vă mulțumesc frumos și bine v-am găsit. Tată, pare o fată drăguță și blândă așa. Pare o fată drăguță. Sunt, eu tind să cred că eu chiar sunt o fată drăguță și cred că am demonstrat, sunt și puternică. Da, chiar ești, te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc. Acolo ai fost la un pas de câștigarea trofeului. Am câștigat. Ai câștigat. Eu am câștigat, nu trofeul și nici titlul de fermierul anului, dar am câștigat și am câștigat mult mai mult decât un trofeu. Ce ți s-a părut cel mai greu în toată experiența asta? Am ajuns la concluzia că fix la ce nu mă așteptam, cel mai greu a fost să conviețuiesc cu oamenii din fermă și să fiu cumva izolată de familie, izolată de viața mea de zi cu zi, de cine sunt eu, adică activitățile care mă reprezintă, să iasă ce este mai rău din mine pentru că a ieșit și să fiu obligată, nevoită să mă înțeleg cu niște oameni pe care nu-i cunosc, cu care nu am prea multe în comun. Pe care nu-i suport. Și pe care sunt momente în care nu ne înțelegem și trebuie cumva să o facem, dar nu putem. Te deranjează felul în care ai fost percepută? Nu. Eu am spus din prima secundă, dinainte să intru în fermă, eu am spus, fiți atenți, că avantajul meu cel mai mare este că voi fi subestimată. Și exact de asta am venit aici, să vă arăt că, ia, hai, subestimați-mă. Exact așa am spus. Da. Pentru că vârsta mea i-a făcut să mă subestimeze, da, și m-a ajutat cumva să câștig. Corect. Dar am văzut că nu ți-e teamă, nu, sau cel puțin nu ți-a fost teamă de să intri în conflicte. De regulă oamenii se cam feresc, mai ales când sunt singuri, nu sunt cum ar veni bazați, n-au pe cineva alături, un prieten, un frate, un părinte. Tu n-ai avut o problemă cu asta și ai intrat în conflict. E o luptătoare, mă, cum, na. Nu mă refer la conflicte psihologice și nu numai. Da, da, știi? Mentalitatea de luptător, cumva asta presupune. Am văzut și luptători blânzi. Nu mi-a fost frică pentru că am considerat că dacă cineva are ceva de spus la adresa mea, atunci pot spune și eu ceva la adresa lui, pot răspunde, am abilitățile necesare să mă apăr, să vorbesc, să discut, atunci de ce nu? Dacă ai o problemă, hai să o rezolvăm și cam atât. Adică nu ar putea să-mi fie frică, am fost o luptătoare de când mă știu, nu poate să-mi fie frică. Ai simțit cumva că în fermă a fost și un conflict între generații? Dar fiindcă tu erai cea mai tânără, mă rog, și existau și unii din altă generație, să spunem. Da. Acum că mă gândesc la asta, da, a fost un oarecare conflict între generații, pentru că eu având 18 ani, venind din Londra, ei nu știau cine sunt, se întrebau ce caută asta aici, tot vedeau că pot, dar nu voiau să accepte. Ei având, unii dintre ei, chiar 40 de ani, da, adică... Să stai bătrân, așa, da. Nu bătrân, dar fiind din altă lume. Adică, aveau chiar 40 de ani. Păi, da, mă, normal. Și ei nu înțelegeau cine sunt eu. Eu fiind atât de mică, nu știam cine sunt ei și a fost așa o luptă a orgoliilor. Te-a ajutat asta? Că probabil dacă ai fi nutrit așa un fel de admirație pentru anumite personalități, m-a ajutat probabil că foarte mult. Ai fi fost mai... Da, pentru că dacă aș fi știut, spre exemplu, cine este Augustin Viziru, eu l-aș fi văzut, wow, Augustin Viziru. Da, dar nu, zic ceva, da, eu am văzut mai mult decât atât. Eu am văzut cine este el cu adevărat și l-am văzut pe lângalitate de om, ca persoană, nu ca actorul Augustin Viziru. Omul. Și de fiecare în parte, unii m-au surprins plăcut, alții m-au surprins neplăcut, știind, poate auzind numele lor. Na, am avut surprize. Poate că ai fi avut, da. Dar da. Nu știam de nimeni, poate auzisem, dar nu știam absolut nimic și m-a ajutat. Da, nu aveam, nu eram fan al lor, nu am crescut cu ei, iar chestia asta m-a ajutat să-i văd exact așa cum sunt ei, fără vreo... Ca de la egal la egal. Da, exact, ca de la egal la egal. Pentru că nu l-ai cunoscut pe maestru, monstru sacru, nu știu cum să zic, Shaolinul Cove, un luptător de prim rang, campion... Yeah. Balcanic Olympic sub de mine vorbeam, mă laudam singur, că eu sunt pe principiu, dar nu aștepta să laude alții, laudă-te singur. Vreau să te provoc la o întrecere precum cea din
finală. Cadă la egal, la egal. Semifinală. Semifinală, da, da. Să aruncăm cu cercul la ceva, la un stâlp. Vino cu acela. Cred că ești primul cine? Care mă cheamă la un duel. Voi știți da. Că eu în fermă nu m-a luat nimeni la duel? Nu te-a luat nimeni la duel, n-a avut nimeni curajul ăsta, nimeni. Nu? Le era teamă. Ce s-a întâmplat? Eu sunt și inconștient și atunci te provoc. Deci ești primul om care mă ia la duel. Da. Da. Hai să vedem. Ai curaj? Da, curajul nu lipsește. Ești sigur? Sigur, da. Hai să vedem. Dai tu prima? Ok. Hai. Încep eu. Ia să vedem. Bine, excelent. A fost bine. Da, una eu și un una pic, tu? Un pic... Bine, hai să încercăm una. Câte una de fiecare. Du-te încolo, Covi! Bravo! Nu e rău. Au. Ești bun de sezonul nou. Știi ce se întâmplă? N-am... da. Ok. Așa. A, ce aproape ai fost. Și eu. Stai, mai am una. Și eu, încă una, hai. Ah! Și la semifinală am băgat-o pe ultima. Nu pot să cred. Îmi pare bine. Mi-a părut bine. Și-a Olimpă Vacărinja. Este o premieră. Ai câștigat duelul. Da, te invit să ne așezăm pe canapea. O prăjiturică, ceva, dacă vrei. Pentru învinsă. Deci, da. Ce se întâmplă? Iartă-mă că spun. Acum înțeleg cum s-au simțit toți ce eliminați de mine. Nu e prea plăcut, nu? Pot să mă împun după canapeaua asta. Îți mulțumim tare mult și de vizită. Și eu vă mulțumesc. Mult succes în tot ceea ce faci. Vă mulțumesc din suflet. Sărbători cu bine și să ne revedem sănătoși. Doamne ajută!